Astăzi am trollat-o pe prietena mea, Ana, cu hack la hide and seek. Practic de fiecare dată când eu trebuia să o caut pe Ana, o vedeam prin pereți și o găseam instant. Iar de fiecare dată când Ana trebuia să mă găsească pe mine, m-am făcut invizibil și efectiv n-avea cum să mă găsească pentru că era mereu în spatele ei. Nu uitați să dați un like și un subscribe ca să ajungem la suma de 200.000 de burgeri pe canal și un follow pe Instagram pentru că vă răspund la mesaje și acolo vorbim mai multe. Apropo, avem și un canal secundar unde postăm zilnic o nouă serie cu Ana care nu apare pe canalul ăsta și e foarte, foarte șmecheră. O postează și Ana pe canalul ei de YouTube, le aveți pe ambele în descriere. Eu vă las cu clipul. Vizionare plăcută. Fraților, după cum vedeți, am pregătit aici harta și dacă vă uitați voi la mine în inventar, o să observăm niște chestii care o să fie destul de folositoare mai încolo. Este vorba despre niște poțiuni de invizibilitate și când eu o să le folosesc pe mine, de fiecare dată când o să mă ascund, nu o să mai pot fi văzut niciodată. Deci Ana n-are cum să mă găsească, nici dacă o să fiu lângă ea. Efectiv, o să fiu lângă ea și ea nu o să poată să mă vadă. Și pe lângă chestia asta, nu se termină aici, o să trebuiască să o caut și eu pe Ana. Și cum o să fac eu să o găsesc pe Ana până la urmă? Adică am înțeles, pot să mă ascund, că am poțiunile astea de invizibilitate, dar cum o să fac să o și găsesc ca să o bat și să o trolez în ultimul hal ca să nu mai știe de ea? Să o învăț eu minte să vadă cine e cel mai bun la hide and seek. Dacă nu pot să o bat, o să o bat cu hack-uri și tot o bat. Cam asta o să fie, fraților. Cam asta o să se întâmple când o să trească să o caut pe Ana. Cam asta o să fie, fraților. Cam asta o să se întâmple când o să trească să o caut pe Ana. O să vedem și noi așa puțin prin blocurile astea, să analizăm harta mai bine, pentru că eu zic că așa avem șanse mai mari să o vedem pe Ana, dacă pot să văd prin blocuri, nu? Așa că da, când o să trească să o caut, o să văd efectiv prin blocuri, deci n-am cum să n-o văd și când o să mă ascund, o să mă fac invizibil, bam, frumos și gata, nu o să mă mai găsească niciodată. Haideți să vedem dacă o să-și dea seama că o trolez sau doar o să creadă că, bă, sunt cel mai bun la hide and seek și aia e, a avut și ea noroc ultima oară când m-a bătut. Ok, Ana, ești pregătită să-mi iau revanșa, pentru că ultima oară mie mi s-a părut că n-a fost corect, deci efectiv mi s-a părut că n-ai jucat deloc corect ultima oară și acum o să te bat, bă, dar știi cum o să te bat? Nu o să mai știi de tine, Ana, păi e vina mea că știu să joc, hai că știi să joci. O să-ți arăt eu, Ana, cine știe pe bune, pentru că de data asta chiar o să încerc. Ultima oară am zis că hai că te las mai moale să câștigi și ea o dată, nici măcar o șansă. Bine, Ana, o să vedem la finalul clipului cine o să fie mai bun, eu sau tu. Ce să zici și tu, auzi ce-mi zice Ana, hai bă, taci din gură, ok. Hai să te vedem, Ana, în prima rundă cum o să te descurci. Ok, Ana, deci se pare că mă ascund să te văd, ok, deci tu nu poți să mă vezi din secunda asta, nu unde sunt sau unde merg. Că văd că eu te văd în fața mea aici, ba da? Hai că mă vezi, Ana, hai că te las. Alergi în fața mea, du-te bă de aici, că nici măcar nu sunt în fața ta. Hai să te văd, Ana, dacă mă găsești vreodată în viața ta, că am găsit un loc aici. Bă, tu știi ce loc am găsit, Ana? Poți să mă cauți tu cât vrei, poți să încerci, dar n-ai cum să mă găsești vreodată. Ia, acum când ai plecat? Ai plecat? Te-a lăsat să pleci jocul? Da? Ok, Ana, hai să te văd, ai plecat, ok, ok. Deci tu ai plecat acum, bun, să te vedem unde mă găsești tu vreodată. Deci văd că ești foarte departe, nici măcar nu poți să te văd unde ești în secunda asta. Dar e bine că încerci să mă găsești, dacă încerci, adică nu știu dacă încerci, dar cred că presupun că încerci să mă cauți dacă ești la căutător, nu? Dar nu știu dacă ești pe harta asta cu mine, adică nici măcar nu-ți văd numele, nu-ți văd nimic, îți dai seama, ești aproape. Băi, nu-ți văd numele, adică nu știu care e faza, nu știu exact unde ești. A reușit Bana să mă găsești, că nu știu dacă ești pe hartă cu mine, adică chiar cred că e un bug, că efectiv nu te-am văzut pe nicăieri pe unde sunt eu, gen. Încă te caut. Ești aici, nu? În mall-ul ăsta aici, în mijloc, unde e mașina asta aici, nu? Vezi o mașină portocalie în mijloc aici? Că eu o văd. Nu știu dacă suntem pe aceeași hartă. A, deci suntem pe aceeași hartă, înseamnă. Dar nu știu unde ești tu, adică nu pot să te văd. Tu mă cauți măcar? Habar n-am, cred că ești invizibilă pentru mine sau nu știu, nu pot să te văd. Sunt lângă mașină? A, gata, te-am văzut, te-am văzut. Deci ești lângă mașină, gata, te văd. Nu, cred că e stricată harta, că efectiv nu o conduc eu. Bana, nu mai e prea mult timp să mă găsești. Îți reamintesc că ai decât 5 minute și deja se cam scurg, adică cât mai 3 minute, mai puțin. Nu știu, ai destul de puțin. Unde ai găsit? Păi ce am găsit eu? Am găsit un loc bun, dar nu pot să zic unde. Costras că să te ascunzi și tu după și nu pot să-ți dau locul meu bun de ascuns, dar sunt undeva unde e greu să te gândești la locul ăsta, adică nu e chiar așa. Înțeleg că tu vrei să mă cauți, dar e destul de complicat cu mine, Ana, înțeleg. Băi, Ana, te anunț că mai ai aproape un minut să mă găsești și tu efectiv nici măcar n-ai fost pe aproape de locul meu, nu doar așa. Adică tu chiar încerci să mă cauți, dar nu ai fost, bă, nici măcar așa să zici că ai trecut pe lângă mine. Mă pierd pe aici. Hai, bă, Ana, că nici nu-i grea mapa asta. Ia să vezi, dacă reușești să te găsești, recunoști că ești mai slabă decât mine la jocul ăsta, că mi se pare că eu mă pricep mai bine decât tine. Dar tu ai avut noroc atunci ultima oară și de-aia ai reușit să mă găsești, că altfel nu cred că reușești să mă găsești dacă n-aveai noroc. Nu e adevărat? Nu știu ce să zic, Ana, că ți-am spus, de data asta nici măcar n-ai fost pe aproape, să zic așa. De ce minți? Hai, Ana, că mai sunt vreo 20 de secunde și tu încă te învârți pe aici.
aici, nu pot să cred că nu mă găsești, ok. Două secunde, Ana. Ok, fraților, tocmai ce m-a pus pământ că mi-am dat seama că am glow-ul ăsta de la joc, dar eu sper că Ana nu mă vede. Adică sper din suflet că Ana nu poate să mă vadă pentru că sunt invizibil, văd că încă nu mă vede. Ana, ai văzut ceva ciudat? M-ai găsit? Nu m-ai găsit? Ce s-a întâmplat? Hai că te-am bătut, 2, 1 și nu cred! Ce părere ai avut, Ana? Zi sincer dacă m-ai găsit tu vreodată în viața asta. Bă, nici pe aproape n-ai fost. Nu mi-a plăcut? Bă, ce să-ți fac? Nu poți să câștigi mereu, Ana. De data asta am câștigat și eu, na. Care e problema? Am câștigat și eu o dată în viață. Deci nu te-am găsit? Păi și... aia e, ăsta e scopul jocului. Dacă sunt bun la joc, n-ai cum să mă găsești dacă sunt atât de profesionist. Și mă supăr? Păi nu e așa? Păi ce nu e așa? Că sunt prea bun la joc și de-aia nu m-ai găsit. Lasă că oricum ascund mai bine. Bine, Ana, hai să te vedem. De data asta te ascunzi tu, dar dacă te găsesc acum mai repede decât m-ai găsit tu, că tu nici nu m-ai găsit, trebuie să recunoști că sunt mai bun ca tine. N-o să ai o șansă? Bine, Ana, hai să vedem. O să vezi că nu e chiar așa. N-o să recunosc că nu e așa? Bine, Ana, hai să vedem, hai să vedem. Ok, Ana, deci tu te ascunzi de data asta. Bă, deci dacă te găsesc mai repede decât m-ai găsit tu, chiar înseamnă că mă joc mai bine. Fără supărare, dar înseamnă că mă joc mult, mult mai bine, Ana, pentru că tu ai avut tot timpul din lume. Te ascunzi și pe aceeași hartă. N-o să ai cum, îți zic eu. Bă, te ascunzi și pe aceeași hartă, Ana. Deci ține minte, te ascunzi pe fix aceeași hartă, da? Deci dacă tu nu reușești să te ascunzi bine de data asta, înseamnă că, bă, chiar sunt mai bun decât tine. Aia e, n-am ce să-ți fac, Ana, dar eu chiar am încredere în mine de data asta. Păi nu ești bine, mă, Ana. Hai să vedem care e mai bun decât care, pentru că eu chiar sunt determinat să te găsesc de data aceasta. Ok, Ana, deci deja pot să zic că a trecut niște timp. S-ar putea să ai o șansă, s-ar putea să ai o șansă. Nu știu încă unde ești sau ce faci, dar, bă, edita mai mapa, ai dreptate. Dar eu tot zic că te găsesc, chiar dacă e mapa mare. Mai încearcă. Măcar zi-mi și tu, sunt aproape de tine, e ceva pe aici, nu știu, habar n-am. Adică, crezi că nu știu, nu zic. Hai, bă, dă și mie un de ăsta, nu vrei să mă ajuți și pe mine? Nu pot să cred că nu vrei să mă ajuți, pe bune. Hai, bă, Ana, chiar așa, adică eu chiar te-am ajutat data trecută și tu nu mă ajuți? Că te crezi mai bun? Bine, mă, Ana, lasă că te găsesc fără asta, dacă zici, știu că... Ia, pe cine am găsit eu aici, Ana? Hopa! Ce faci, Ana, aici? Alo, păi ce e aici? Ia uite ce stătea la cărți aici, l-a citit. Bă, când ți-am zis că e ușor hide and seek-ul și că o să te găsesc imediat, nu m-ai crezut. Nabeleau, acum am făcut eu să te badă data asta așa ușor, zi tu sincer. Nu, nu, păi uite cât de ușor te-am găsit, adică asta e clar, ce e clar? Păi uite cât de ușor, bă, mi-a luat mai puțin de un minut, nici nu știu cât a durat. Că joc eu mai bine? Păi unde joci mai bine dacă am reușit să te găsesc? Bă, ce se oftică, Ana, ce te oftici, bă, Ana, halu ăsta, chiar așa, faci mișto, nu-mi place. E ciudat, bă, n-am ce să-ți fac. Deci momentan e cât e scorul? 1-0, 2-0 de fapt, că nici nu m-ai găsit. Și te-am și găsit eu pe tine. Deci e 2-0, Ana, pentru mine. Pentru mine, uite ce se oftică. Da, 2-0 pentru mine, exact, Ana, exact. E pentru mine, nu te mai oftică, Ana. N-am ce să-ți fac, sunt prea bună, aia e. Bă, iar te ascunzi, Ana, nu pot să cred. Deci Ana se ascunde din nou, fraților. Wow, știi ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că o să o găsesc foarte, foarte repede, pentru că sunt prea bun la jocul ăsta. Știi că asta înseamnă, Ana, da? Deci tu înțeleg că vrei să arăți și tu ceva pe clipul ăsta. Înseamnă că nu o să mă găsești. Hai să te văd, Ana. Deci momentan e 2-0 pentru mine. Chiar așa să fie 2-0 pentru mine. Wow. Ok, deci acum ne jucăm tot în mult, dar în altă parte se pare. Ok. Hai să vedem, Ana, dacă am vreo șansă să te găsesc de data aceasta. Deci la prima vedere pare destul de greu, trebuie să recunosc, Ana. La prima vedere, chiar să vezi ce o să câștig eu aici. Bine, mă, Ana, bine. Deci pare destul de complicat, Ana. Nu știu ce să zic dacă o să te găsesc de data asta. Dar o să râd în fața ta. Auzi ce-mi zice, Ana? Bă, tu te cam oftici, Ana. Nu ți se pare că te cam oftici așa un pic? Bă, Ana, e complicată harta asta. Chiar pare mai grea decât aia dinainte. Să vezi ce râd. Auzi ce-mi zice, Ana? Bă, tu faci mișto de mine, Ana. Deci efectiv chiar pare mai complicată decât ultima oară. Deci ultima oară te-am mai găsit eu pe la cărți pe acolo, dar acum nu știu dacă am șanse. Deci chiar nu știu unde poate să fie, mă, Ana. Deci nu cred, mă, așa ceva, Ana. Chiar să nu te găsesc, bă, mă oftic dacă nu te găsesc. Adică chiar ar fi nașpa să, nu știu, bă, am început așa bine și să nu te găsesc unde să fii, pe undeva pe aici, n-ai nicio șansă. Auzi ce-mi zice, Ana? Doamne, chiar așa să nu te găsesc, mă, oare pe aici, pe undeva, nu-mi dau seama, prin ușa asta pe aici, nici măcar nu știu unde poate să fie, mă, Ana. Ia uite, bă, deci pe aici nu e. Bă, nu știu ce să zic, mă, Ana. Deci
Oh my god. Ok, ok, acum fără niciun mișto, chiar mi se pare greu să te găsesc, Ana. Deci chiar am trecut pe aici, chiar părea un loc unde ai putea să te ascunzi, dar nu reușesc să te găsesc, Ana, pur și simplu, nu reușesc să te găsesc. Pleacă de aici că n-ai o treabă. Mă, tu faci mișto, eu nici nu cred că sunt pe lângă tine. Tu faci mișto doar ca să cred că sunt pe lângă tine, nu? Deci efectiv, uită-te și tu. Am o impresie că am văzut ceva, mi se pare că ți-a buguit numele sau ceva. Adică așa am crezut că te-am văzut pe aici. Păi ești departe, n-ai văzut? Ah, am înțeles. Da. Nu, deci chiar mi s-a părut că am văzut ceva, dar nu cred că ești pe aici. Hai că mă duc în altă parte a molului, da? Bă, nu știu ce să zic, Ana. Chiar așa să nu te găsesc de data asta, uite, pe aici, pe la angajați. Și că doar angajații au voie aici, Ana. Da, nu, nu-mi place zona asta a molului, mă duc în altă parte că nu cred că ești aici. Dar lasă că te găsesc, că încă am timp să te găsesc, Ana. Încă am timp să te găsesc. Nu știu dacă ți-ai schimbat locul sau chestii de genul, dar eu zic că am destul de mult timp să te găsesc. Adică aia e, dacă nu te găsesc acum, tot am 2-0 în față, așa că n-am problemă. Uite că nu știi să mă găsești. Bă, dar parcă când am fost aici n-am verificat locul ăsta. Oare să nu fi... Ia uite-o, bă, unde era, bă, și am simțit-o, mă, pe undeva în locul ăsta. Ce faci, mă, Ana, aici? Ce faci aici? Bă, deci te-am simțit pe undeva pe aici, că m-am tot învârtit, dar uite cum era să trec pe lângă tine, să nu te găsesc. Pleacă. 3-0, Ana, 3-0. Pleacă, nu mă vezi, auzi ce zice. Bă, așa ceva, 3-0. Nu că tu trișezi. Cu ce trișezi, mă, trișorule? Bă, ce să acuzațiile astea, Ana? Doar că mă joc mai bine ca tine. Nu mă mai joc cu tine. Auzi ce-mi zice, Ana? Wow, nu se mai joacă cu mine. Bă, ce te oftici, Ana, că nu câștigi. Vezi că nu câștigi? E frumos că nu câștigi să te oftici așa? Nu e așa? Oh my god, Ana, tu chiar faci mișto de mine. Pleacă de aici. Acum urmează să mă ascund și eu tot pe aceeași mapă, Ana. Deci dacă eu te-am găsit atât de ușor, trebuie să mă găsești și tu, poftim. Auzi ce zice, poftim. Hai, mă, nu te mai oftica atâta. Te găsesc la secundă. Bine, Ana, hai să-i dăm cu runda următoare să vedem dacă te descurci la fel de bine ca și mine. Eu nu mai joc cu tine. Te oftici, aiurea. Hai să-i dăm cu următoarea rundă. Hai, Ana, dacă nici de data asta, hai să te văd. Auzi ce-mi zice, dacă nici de data asta nu mă găsești și pe mapa asta am reușit, deși pe mapa trecută am reușit să te găsesc și pe asta, n-ai cum să te ascunzi? Bine, bine, Ana, hai să vedem unde n-am eu cum să mă ascund. Ok, ok, poate chiar mă găsești de data asta, bă, măcar o dată. Deci încep să mă simt prost, Ana, încep să mă simt prost pentru tine, pentru că n-ai reușit să mă găsești nici măcar o dată. Tu îți dai seama ce înseamnă chestia asta, că n-ai reușit să mă găsești nici măcar o dată? Deci, bă, o dată să nu mă găsești, chiar așa faci mișto de mine, Ana? Wow, deci, bă, pe bune, adică am reușit eu să te găsesc și eu nu mă joc atât de bine, adică am zis eu că mă joc bine, dar știi și tu că joc eu mai bine? Păi, dacă joci mai bine, cum nu mă găsești? Adică, nu înțeleg, înțeleg că joci mai bine, da, să spunem că tu joci mai bine, păi atunci cum nu mă găsești, Ana? Dacă tu joci mai bine, efectiv, unde ești? Nici măcar nu te-am văzut meciul ăsta, ia. Unde cauți, Ana? Ia, opa. Deci te-am văzut pentru o secundă acolo, dar acum nu te mai văd. Ok. Deci sunt undeva prin zonă. Hai, vrei să-ți dau indicii? Sunt undeva destul de aproape unde ești tu acum în secunda asta. Uite, îți dau și niște indicii. Sunt destul de aproape de locul unde ești tu în secunda asta. Chiar cred că m-ai auzit că am călcat și pe o ușă. Eram foarte aproape de tine, acum nu mai sunt. Ce faci, Ana? Mă mai cauți? Nu mă mai cauți? Bă, fraților, deci ca idee, a scos-o serverul pe Ana. Deci s-a jucat atât de prost și am trolat-o atât de rău încât a picat serverul. Deci nu știu ce se întâmplă, dar Ana nu mai e pe server, efectiv. Bă, cât de rău o trolez, deci ați văzut că mi-a și zis că trișez, nu-mi vine să cred. Wow! Bă, trebuie să intre neapărat să mai trolăm încă o dată. Bă, deci mi se pare prea amuzant, bă, fraților. Apropo, dacă facem măcar 5.000 de like-uri la clipul ăsta, o să mai facem troluri de genul, pentru că mi se pare prea amuzant, sincer vă zic. Ce vrei, Luca? M-ai scos de pe server fix când te găseam, ofticatule. Auzi ce-mi zice, Ana, că am scos-o eu, bă! Efectiv, îți dădeam și indicii unde sunt când te-a scos. Efectiv, te-a scos de pe server și acum te oftici și zici de mine că eu te-am scos, dar știi și tu că nu mă găsești și zădeam și indicii, Ana. Bă, îți găseam și indicii zădeam. Ești prea ofticat, minți? Cu ce sunt ofticat? Că eu câștig. Vrăjeală, uite-te, știi ce-mi zice, bă, ce se oftică, Ana, nu cred. Mincinosul, auzi. Bine, Ana, fii atentă, fii atentă. Am o afacere pentru tine, Ana, fii atentă aici. Deci dacă te pun pe cea mai mare mapă din joc, deci fii atentă, fii atentă, că ești slab și rău și ofticat. Bă, ascultă-mă un pic, Ana, fii atentă. Te pun pe cea mai mare hartă de pe toată mapa, efectiv cel mai mare loc unde poți să te ascunzi, unde trebuie să te joci de la 4 playeri în sus, tu îți dai seama, adică e făcut pentru 4 oameni să se joace. Te pun să te ascunzi acolo și dacă te găsesc, eu am câștigat tot jocul, dar dacă te ascunzi și e mult mai ușor pentru tine, tu câștigi tot jocul. Ce părere ai? Vrei să facem asta? Eu fac cât 10 că sunt prea bună. Bine, tu faci cât 10. Hai să te văd. Deci te pun pe harta aia mare să te ascunzi. Bă, dar dacă te găsești pe harta aia, trebuie să zici, fii atentă, trebuie să scrii pe chat, sunt slabă și Luca e mai bun la
decât mine la hide and seek. Asta trebuie să scrii. Ba da, așa trebuie să scrii. Hai. Deci asta este afacerea. Dacă nu, ai pierdut acum la 3-0 și nu mai joc decât tine și ai pierdut de tot. Dar îți mai dau o șansă și te pun pe cea mai mare hartă. Zi, accept sau nu? Accept. Bine, dacă nu trebuie să scrii chestia aia pe chat. Dar nu zic nimic, doar să jucăm. Nu, trebuie să spui că altfel nu mă joc cu tine. Bine, haide. Ok, Ana, ok. Hai să-i dăm drumul să te văd. Bă, deci cea mai mare hartă, vezi că e imensă. E dita mai mult unde te ascunzi. Dacă nici acum nu te ascunzi bine, vai de capul tău, Ana, eu zic. Ok, Ana, ai 30 de secunde din această secundă să te ascunzi. Hai să te văd. Bă, deci e dita mai mapa asta, deci fără mișto, că, bă, e imensă. 3, 2, 1, cine nu e gata, îl iau cu lopata. Mamă, cât am mai harta, Ana. Bă, păi pe asta nu te mai găsesc. Prost pariu am făcut. Ok, și tu spui mie că dacă tu acum păi nu ai cum. Ok, și dacă tu câștigi acum tu câștigi de tot, corect? Deci tu câștigi toată tura. Bun. Ok, dar fii atentă că o să te găsești și o să zici că sunt mai bun decât tine. Așa o să recunoști pe clip în față la absolut toată lumea. Doamne, dar cât de mare e harta, ești nebună. Bă, e tot molul, sunt toate hărțile combinate în asta. E harta prea mare să mă găsești, pe bun. Că e prea mare să te găsesc. What? Oh my god, Ana. Bă, câștigă, cred că. Mamă, nu știu de ce am făcut pariu ăsta, Ana. Trebuie să recunosc că nu știu de ce am făcut acest pariu. Dar chiar nu știu care șansele să mă aduc în același loc cu tine. Doamne ferește, bă, ce pariu a fost ăsta? Oh my god, uite ce bine joc. Bine, mă, Ana, bine. Hai să vedem. Totuși am 200 de secunde. Poate mă mobilizez și te găsesc totuși. Poate am o șansă. Haide, Luca, că e imposibil de cel mai bun loc. Bă, nu știu ce să zic, Ana, deci eu, mi se pare că am văzut eu ceva pe acolo, dar nu sunt sigur. Să fim partea asta pe aici, mă. Mamă, de imensă harta, adică nu știu care șansele măcar să vin în zonă. Deci nici nu știu care sunt șansele să vin măcar în zona unde ești tu. Doamne, deci efectiv mi se pare imposibil, Ana. Doamne, bă, ce pariu am făcut, mă, că acum o să mă bat. Oh my god, Ana, cred că o să mă bați, ești nebun. Nu pot să cred că o să mă bat. Bă, tu ți-ai schimbat locul? N-ai voie să schimbi locul, adică stai acolo unde ai stat de la început. Uite cât de bună sunt. Doamne. Schimba acum locul? Bă, n-ai voie să schimb locul. Uite că mă plimb. Bă, faci mișto de mine. Uite ce fug. Bă, n-ai cum să scrii și să fugi. Deci tu faci mișto de mine, Ana. Tu mă mint. Faci mișto de mine, du-te de aici, nu cred. Deci chiar ți-ai schimbat locul de unde te-ai pus prima oară? Eu chiar fug. Nu cred așa ceva. Bă, ia uite-o, mă. Hai, mă, că faci mișto de mine, Ana. Dar știu că ești departe. Dansezi, auzi ce-mi zice. Oh my god, Ana. Păi eu n-am șanse să te mai găsesc. Mă, faci mișto de mine. Wow, unde să fie? Ia! Opa, bă, cine am găsit eu aici? Caută mult și bine, bă. Oh my god, Ana, faci mișto. Uite unde stătea, pleacă. Nu pot să cred că te-am bătut și acum. Bă, ești un trișor. Bă, cea mai mare hartă. N-ai cum? Wow, Ana, n-ai cum să mă găsi. Cum adică așa repede, că aproape s-a terminat timpul. Ești nebună, chiar te-am căutat ceva. Wow, Ana, bă, cea mai grea hartă. Nu pot să cred asta. Păi harta mare, wow. Bă, ce te-am bătut, deci chiar te-am bătut rău de tot. Nu lasă-mă că m-ai supărat maxim, nu. Ai trișat, nu accept, auzi ce zice, bă, Ana, gata, mă, treci peste, hai. Zice voiam să aud, deci nu are cum să câștigi doar tu. Hai, gata, lasă-mă, pa, și-ai ieșit, nici măcar n-a zis. Bă, ce urât, nici măcar nu s-a ținut de promisiune, fraților. Wow, și ai ieșit și de pe Discord. Ai ieșit și de pe Discord, na beleaua. Ai ieșit și de pe Discord, wow. Deci se pare că Ani nu prea-i place când ne jucăm cu d-astea. Băi, fraților, dacă facem 5.000 de like-uri, v-am spus, o să facem și partea a doua. Adică partea a treia, că am mai trollat o dată la un hide and seek. Așa că dați neapărat pe butonul de like. Pentru că, bă, chiar s-a supărat Ana, ești nebun. Wow, și nici măcar nu a... Bă, măcar dacă recunoștea să zică, da, bă, Luca, ești mai bun ca mine, dar n-a recunoscut, fraților, ce urât. Ok, cred că mă duc să o împac pe Ana. Nu știu dacă o să-i zic încă că a fost prank sau nu, pentru că n-am apucat să-i zic că a ieșit de pe tot. Dar chiar s-a enervat, ești nebun. Oh my god, bă, ce s-a supărat Ana, bă.